Dacă păstrezi copilăria mereu cu tine, nu vei îmbătrâni niciodată. Azi e despre copilărie, cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia. Copilăria este o lume mirifică pe care, probabil nu o vom putea înțelege pe deplin niciodată, este o perioadă lipsită de tristețe, plină de bucurie și culoare. Când suntem mici, am de orice ca să fim oameni mari, iar odată ajungi la maturitate am de orice ca să fim iar copii. Ne trezim într-o zi oameni mari, cu o mulțime de responsabilități și ne amintim ce frumos era și cât de fericiți eram. Adulții privesc copilăria ca pe o perioadă mereu fără griji, plină de inocență și fericire. Farmecul copilăriei nu ar trebui să dispară niciodată din mințile noastre, ar trebui să reprezinte un refugiu la care ne putem întoarce cu gândul în orice clipă. Crede-mă, niciodată nu e prea târziu să te dai în leagăn, sau să sari cu arda și să te bucuri de fiecare moment. Nu uita, fără copilul din tine, ești un adult pierdut. Cât încă ești copil, încearcă să te bucuri de toate momentele frumoase din viața ta, încearcă să-ți faci o mulțime de amintiri, pe care să le poți povesti peste ani. Nu-ți petrece timpul în fața unui ecran și nu fi copil doar de 1 iunie. Copilăria e prea frumoasă ca să nu te bucuri de ea. 1 iunie este ziua ta și a tuturor copiilor. Să fiți sănătoși, mereu cu zâmbetul pe buze, să vă bucurați și să creșteți frumos. Iar tu, dacă citești asta și ai trecut de etapa copilăriei, nu uita, dacă păstrezi copilăria mereu în suflet, nu vei îmbătrâni niciodată. La mulți ani, copilului din tine.